La începutul relației aveam senzația că trăiesc povestea de dragoste, pe care o vedeam doar în desene animate. A durat doar câteva luni, apoi am început să mă simt presată. Intuiția îmi spunea că ceva nu merge bine, iar eu nu înțelegeam. Apoi am aflat că el și prietena care ne-a făcut cunoștință au fost într-o seară împreună. Când am întrebat dacă e adevărat, nu a putut să-mi răspundă. Între timp, el m-a îndepărtat de toți prietenii și toate rudele, chiar și cele mai apropiate. Deși nu mai comunicam de mult, eu m-am hotărât să merg la prietena cu care m-a înșelat și să o întreb direct. Ea mi-a confirmat că în seara aceea a avut loc o infidelitate, dar el a negat totul. M-a durut mult, dar l-am iertat. Prima palmă peste față am primit-o când i-am amintit că m-a înșelat, pentru că încă mă durea. S-a întâmplat într-un loc public, unde mai erau oameni, pe drum, dar indiferenți. Eu nu am fost bătută de părinți, nu am văzut astfel de relații și nu înțelegeam ce se întâmplă. El a dat vina pe mine pentru situație. De fapt, a început să inverseze adevărul și pur și simplu nega realitatea. Am înțeles că e groaznic ceea ce se întâmplă și am decis să plec la Chișinău în vacanța de vară. Toamna trebuia să revin, să încep clasa 12 și știam că mai devreme sau mai târziu mă voi întâlni cu el. Într-un moment de slăbiciune am scris și ne-am văzut. Am făcut-o de frică, credeam că dacă vin eu cu inițiativă voi avea control asupra situației, dar lucrurile au evoluat în mai rău. Am fost învinuită pentru faptul că am plecat, precum că am fost cu altcineva. Cea mai dureroasă formă de violență era psihologică, manipulare, cuvinte urâte, stres. Trebuia să dau raportul mereu. Unde sunt? Ce fac? Mă bătea sau putea să mă închidă în casă la el și să nu mă lase să plec acasă. Primeam palme peste față, iar de câteva ori mi-au rămas și vânătăi, pe care am reușit să le acoper cu fond de ten. A fost partide de sex nedorite de mine sau partide în care eu nu i-am arătat că nu-mi doresc asta pentru că înțelegeam că o să dureze mai puțin așa. După bacalaureat am decis să mă mut la Chișinău și am aranjat totul în secret. Țin minte și acum, dimineața aceea în autobuz, treceam prin satul lui cu frica în sân. Mă temeam că o să urce și el pe drum, că o să mă caute. Dar a reușit să mă găsească pe rețele de socializare peste câțiva ani. Era peste hotare, a fost căsătorit, dar continua să spună că mă iubește pe mine și ar vrea să fim împreună. I-am răspuns că asta este imposibil. Între timp, eu am făcut psihoterapie și mi-a scris din nou acum câteva luni. Eu nu i-am răspuns și asta este o victoria mea personală. Am reușit să fac asta pentru că mi-am schimbat valorile și atitudinea față de mine.